Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat. Avem de deschis câteva chesturi. Începem cu acest silver cu 136 de gold, 2 cu tremure și Giant Snowball. Mai avem încă unul cu 133 de gold, Inferno Tower și Barbarians. Avem aici un reward de 500 de gold și încă un free chest care are 116 gold, 13 Barbarians și Elixir Golem. Ok, hai să și donăm. Bun. Și vedem că a început war-ul. Unde avem de jucat două meciuri de această dată, așa că va trebui să jucăm foarte bine. Hai să ne facem decu, luăm racheta, luăm Inferno Tower, o să luăm și Lumberjack-ul, luăm porcii, luăm poison-ul. Hai să vedem, aș mai lua... Aș mai lua Battle Ram-ul. O să luăm și Electro Wizard-ul și hai să luăm și gărzile. Bun, eu cred că ar trebui să ne descurcăm cu acest deck. S-ar putea să fie un pic cam scump, dar asta e. Avem luat cărțile de level 12 pe toate. Nu toate chiar, dar astea ar fi fost prea scumpe, de 7 elixir. Plus încă două de level 11. Hai să dăm primul match să vedem cum ne descurcăm. Începem cu Battle Ram-ul din spate. Trimitem un Lumberjack pe partea stângă. Oh, și ce bine a pus acolo acea Valkyrie. Hai să punem Inferno Tower-ul. Și scăpăm destul de rapid de cele două trupe. Încercăm un nou atac, de data asta cu Hoji. Hai să dăm și un poison aici. Da, și Holy, nu prea avem ce să-i facem acestui balon, o să dăm un Electro Wizard. Mai încetinește acolo un pic și scăpăm doar cu un drop plus dropul final. Ok, trebuie să fim foarte... foarte precauți, mai ales pe final de meci. Punem din nou Inferno, de fapt nu, hai să punem Hoji aici, să întoarcem acea Valkyrie. Da, și ar trebui să ne păstrăm suficient elixir ca să avem mereu pentru acel balon. Așa că o să pun gărzile pe acest Lumberjack. Punem Wizard-ul. Dăm un poison aici pe turn. Trimitem Battle Ram-ul. Hai să punem Inferno Tower. Păi, o să dau racheta acolo și ne vom descurca cu
cu electro, sper. Da, reușim să atragem balon în partea turnului. Și scăpăm aproape fără chip. Cheta și ar trebui să rezolvăm meciul. Da, reușim să obținem victoria. Înseamnă că e un deck destul de bun. Nu mi se pare că am tremurat în această victorie, adică ne-am obținut-o destul de fără probleme. Și hai să dăm și al doilea meci. Începem cu... Hai să punem gărzile aici în spate. Ok, punem Rem Rider-ul. Pune electro pe acești scheletoni. Bun. Hai să dăm un poison pe witch. Și are balonul. Asta e destul de rău. Ah, ne-a prins nepregătiți acolo. Și ne pierdem turnul din partea dreaptă. Ok. Asta nu e deloc bine. Da, hai să ne redresăm de acum încolo. Trimitem Battle Ram-ul. Și... Ah, nu reușește să ajungă pe turn, din păcate. O să punem aici Inferno Tower-ul. Vom da un Witch, un Electro Wizard. Ok. Trebuie să-l așteptăm. Hai să avem elixirul pe full din nou. Trebuie să-l prindem cumva pe picior greșit, altfel o să fie foarte greu. Începem cu Lumberjack-ul. Trimitem și porci și aș da un poison aici. Nu prea ne iese jocul. Hai să scăpăm de acel balon acolo. Și witch-ul acela a dat o grămadă de damage. La turnul, King Tower-ul. Bă, era bine dacă obțineam măcar un crown și aici, și în al doilea meci, dar ne-am descurcat binișor. Am obținut o victorie din două. Asta înseamnă un word day în plus, plus cei 1000 de gold de victorie. Bun, hai să vedem dacă reușim să mai progresăm un pic. Ok, a pus acolo un Goblin Cage. Trimitem mini P.K.O.S, trimitem și Hog-ul. Și vom da un freeze pe acel Flying Machine. Se descurcă grozav acel mini pack, aproape că a scos turnul. Da, și scăpăm destul de bine din acest atac. Ar trebui să ne apărăm de acum înainte.
văzut că are trupe de atac, trupe aeriene de atac. Și da, vedeți, ar trebui să stăm foarte defens sau să forțăm un atac rapid. Și mai degrabă vom face acest lucru. Trimis acolo 3 trupe. Punem Tesla aici să scăpăm de acest mega minion. Da. Și reușim să obținem victoria. Suntem la distanță de o rachetă de victorie. Da, am ales bine. Da, când am fi apărat pe partea stângă la acel Lava Hound, probabil că am fi pierdut. Bun. Mai crește un pic, primim și un Silver Chest. Și cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!